Chiar dacă a criticat unele probleme de management, primarul Sucevei Ion Lungu crede în Teatrul Matei Vișniec și în evoluția tinerilor actori ai acestuia. Un teatru numai cu vedete nu ar putea fi susținut numai cu fonduri de la bugetul local, susține edilul șef, motiv pentru care vrea de la echipa de management cel puțin 3 direcții fundamentate riguros. Aceste strategii trebuie să vizeze următoarele planuri: dezvoltarea teatrului pe termen lung și scurt, proiecte pentru atragerea sucevenilor la teatru, dar mai ales să determine copiii să vină la spectacole. Primarul Lungu este optimist și crede că aceste dorințe îi vor fi îndeplinite, având o mare încredere în puterea de convingere a consilierului local Angela Zarojanu, membru în Consiliul de Administrație al Teatrului Matei Vișniec. E o modă ca să aduci regizori, înțeleg, nu știu dacă așa funcționează, nu mă pricep la partea culturală. Dar în același timp am văzut și chestii de management pe care eu le-am criticat, le-am taxat la momentul potrivit. Tocmai de aceea am încredere în doamna Zarojanu, ne-am cerut să facă un program foarte clar pe care să-l aprobe în comitetul artistic, în consiliul de administrație, piesele care joacă, cine le regizează, o strategie pe termen scurt pentru teatru, ca să nu avem o strategie de a aduce oameni la teatru, o strategie de a aduce copiii la teatru. Eu sunt convins că aceste lucruri se vor întâmpla. Noi avem alte pretenții pentru că suntem un teatru de început. Suntem un teatru cu copiii tineri. Sigur că dacă mergeam pe această idee să aducem vedete aici, vineau vedete să joace la teatru Matei Vișniec, care se uitau la ceas să vadă când e trenul sau avionul către București. Este un bun câștigat că acești copii sunt aici, stau aici, se dedică teatru și eu sper că până la urmă să avem un teatru adevărat aici la Suceava.